prezentăm LG AK. Este un device interesant. Este un telefon destinat școlarilor, liceenilor, în general adolescenților. Spun acest lucru deoarece are un featuring foarte interesant. Ne referim la acești ochi care oarecum interacționează cu utilizatorul. Putem să ne folosim de anumite gesturi, de exemplu dacă mișcăm puțin telefonul, ochii, personajul de pe acest display nu este foarte încântat. Dacă îi punem în căști, putem să observăm că reacționează și el la acest lucru. Dacă primim mesaje, o să ne notifice în acest sens. Observăm acest capac care se regăsește inițial în partea din față și ochii apar deasupra, însă foarte ușor în momentul în care dorim să-l scoatem, putem să-l punem pe partea din spate. Telefonul este middle range, este un device interesant ce vine cu un display de 5.5, suportă rezoluția 720x1280 de pixeli, în partea de sus a telefonului găsim un difuzor, în partea în dreapta o cameră secundară pentru videoconferințe și selfie-uri, găsim senzori de luminositate și proximitate. Telefonul vine cu sistemul de operare Android, vorbim aici despre versiunea KitKat. În partea ajustată a telefonului găsim două difuzoare folosite în modul redare audio, port micro USB pentru cablu de date. Pe spate observăm o cameră, vorbim despre o cameră de 8 megapixeli ce poate să facă poze la rezoluție foarte bună, bineînțeles că poate să înregistreze și Full HD la 1080p la 30 de frame pe secundă. Avem butoanele care ne permit să știm că cei de la LG în ultimul an și jumătate au implementat butoanele de volum și cel care ne permite să închidem, respectiv să deschidem telefonul sau îl punem în modul standby, le-au pus pe partea din spate a telefonului. Din păcate, pentru utilizatori au scos și un patent, au patentat această tehnologie, ceea ce înseamnă că în mod normal alți producători nu pot să implementeze un design asemănător, din acest punct de vedere, decât dacă au un contract în prealabil și plătesc celor de la LG. Este o idee foarte bună și cred că multe din device-urile actuale ar putea să beneficieze sau generațiile viitoare ar putea să beneficieze de această tehnologie. Găsim, bineînțeles, un blitz, care acționează și pe post de lanternă. Partea de sus găsim un geantă 3.5 mm pentru căști, accesoriul care desigur se regăsește în cutia telefonului. Găsim un microfon pentru anularea zgomotelor din jur. Pe lângă capac și alte accesorii găsim și această mascotă, îl cheamă Wookie. Mascotă care se regăsește, bineînțeles, și în interfața telefonului. Este personajul care în momentul în care punem capacul îi se văd ochii. Bineînțeles că pot fi customizați și acești ochi și multe alte aspecte. Asta în funcție de preferințele utilizatorului. Cum spuneam, sunt sigur că o să prindă foarte bine la liceeni, adolescenți în general. Device-ul, din punct de vedere tehnic, vine cu o memorie de 16 GB pentru stocare fișiere, la care se mai poate adăuga un card de până la 32 de GB. Telefonul este destul de subțire. În acest sens are decât 10 mm. A fost lansat oficial la sfârșitul lunii aprilie. Este un telefon 4G, deci utilizatorul se poate bucura fără probleme de tehnologia 4G, care știm că au toți providerii importanți din România și o oferă în principalele orașe. Și în ultima vreme au început să impună această tehnologie 4G și în zonele care nu sunt urbane, în zonele mai puțin accesate, să zicem. Trebuie să spun că telefonul vine cu o multitudine de aplicații preinstalate. Să nu uităm că este un telefon middle range, smartphone, care stă foarte bine acest punct de vedere. Vine cu GPS receiver, AGPS și GLONASS, găsim bineînțeles Google Maps preinstalat. Telefonul dispune de senzorul de proximitate, accelerometru, găsim un barometru incorporat. Bateria telefonului este de 2610 mAh, care conform producătorului această baterie rezistă până la 270 de ore în modul așteptare și până la 6 ore în modul vorbire. Foarte ușor se poate scoate capacul de pe spate și avem acces la SIM, card, baterie și așa mai departe. Haideți să mai butonăm puțin prin meniu, să trecem în revistă rapid aplicații.
directorul cu aplicații Google, ultra cunoscute, calculatorul, calendar, cameră, browserul Chrome, chess, contacte, manager al fișierelor, mesagerie, ThinkFree Viewer, putem să vizualizăm fișiere Office, magazinul Google Play Store, unde putem da o mulțime de aplicații, inclusiv din alte resurse, cum ar fi LG Smart World sau alte resurse de aplicații. Trebuie să vă spun că acest device este fresh, este un device care are potențial și sunt sigur că o să prinde și pe piața din Europa de Est, România, în cazul nostru. Aceasta este prezentarea telefonului LG Aka. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.